Doamnelor și domnilor, bună ziua, bine v-am regăsit, suntem la Gorj Obiectiv, alături de mine în studio este domnul Ion Rușeț, secretar coordonator al de Gorj. Bună ziua, bine ați venit, domnule Rușeț. Bună ziua, bine v-am regăsit, îi salut pe telespectatorii postului dumneavoastră de televiziune. Mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația noastră, domnule Rușeț. Recunosc că e ceva vreme de când mă străduiesc să dau de dumneavoastră și să vă conving să veniți la Gorj Obiectiv, pentru că sunt multe lucruri care se leagă, nu știu, sunt multe întrebări care se leagă de numele dumneavoastră din punctul meu de vedere. În mod evident, vă întreb și pe dumneavoastră, așa cum întreb și pe colegii dumneavoastră, dacă vă interesează alegerile parlamentare și nu doar din postura de om de echipă, ci din postura de candidat, domnule Rușeț. Bun, pe orice membru de partid trebuie să-l intereseze orice tip de alegeri. Că sunt locale, că sunt parlamentare, că sunt europarlamentare sau prezidențiale, sau chiar chestiuni cum a fost vorba de referendum. Deci, ca responsabil politic, sigur, nu de nivelul 1, la nivelul organizației județene, sunt secretar coordonator, așa cum a spus dumneavoastră, sigur, sunt interesat de aceste alegeri, dar vreau de la început să vă spun că în cadrul filialei Gorj, nu am discutat, sunt discuții, dacă vreți, tangențiale sau le-aș putea spune discuții preliminare între diferite grupuri, între diferiți responsabili ai partidului, privind o echipă care să fie formată pentru a completa lista de candidați pentru Camera Deputaților sau lista de candidați pentru Senat, a doua echipă. Deci, în momentul de față, suntem într-o perioadă de evaluare proprie a filialei. Am avut o întâlnire săptămâna trecută cu aleșii locali. Deci a fost o întâlnire cu aleșii locali, unde am discutat și problemele interne ale partidului, problemele organizatorice, pentru că noi suntem a treia forță politică a țării, suntem a treia forță politică în acest județ, în urma rezultatelor din iunie. Suntem, dar suntem totuși un partid mic, un partid care depășim pragul de 5%, dar nu trecem pragul de 10%, care este totuși un prag psihologic cu două cifre. Sub acest aspect, am discutat probleme organizatorice și sigur, avem pe 23 Liga Aleșilor Locali la nivel național. Cel mai probabil, după data de 23, și eu și alți colegi ai mei vor fi în măsură să vă spună cel puțin într-o etapă de primă listă echipele cu care noi vom ataca campania electorală și care le vom prezenta ca echipe de oameni pentru alegători, pentru că în alegerile parlamentare, știți foarte bine și dumneavoastră aveți experiență jurnalistică, deja putem discuta despre o cultură politică la nivelul electorului din acest județ, la alegeri parlamentare, programele politice contează foarte mult, este adevărat că și poziția pe care o ocupă un candidat sau altul, notorietatea, încrederea de care se ocupă, vine să completeze programul politic pentru a obține cât mai multe voturi. Un partid asta își dorește, să aibă un program politic care să fie agreat de electorat, este o primă măsură, și sigur să vină cu oameni credibili, cu oameni cunoscuți și cu oameni în care electoratul să aibă încredere că omul care îl votează este și omul în stare, deci în stare, în Parlamentul României, sau dacă ajunge în Parlament sau pe o altă funcție executivă, este în stare să pună în aplicare și să ducă la îndeplinire programul de guvernare pe care și îl propune un partid de electorat, oferta electorală. Bine, este, recunosc, prima dată când aud de un program de guvernare, domnule Rușeț, până în acest moment, de la colegii dumneavoastră, oameni, membrii ai partidelor politice din județul Gorj, subiectul ăsta nu prea era dezbătut și nu vorbea nimeni. Sunt convinsă că în momentul ăsta nici nu puteți să-mi vorbiți despre un program de guvernare. Pentru că se lucrează. Nu e de vreme să se lanseze un program de guvernare din partea unui partid politic. Suntem înaintea alegerilor cu doar 3 luni. Mai puțin de trei luni și trebuie să recunoașteți și dumneavoastră, datorită experienței pe care o aveți în politică, faptul că succesul USL-ului s-a legat în 2012 de programul de guvernare pe care băteau monedă atât de mult.
Deci oferta electorală a USL-ului pentru noiembrie a apărut din mai, adică mai 2012. Acum, niciun partid politic nu vorbește despre un program de guvernare. Nu am văzut din partea niciunui partid politic, PSD, PNL, pentru că vorbeați despre cele două mari partide, dar ajungem și acolo, domnule Rușeț. Recunosc, era în mentalul desfășurătorului din mintea mea această întrebare, dar ajungem și acolo imediat. Ceea ce vreau să vă revin, pentru că nu mi-ați dat, înțeleg că vă doriți să fiți candidat la alegerile parlamentare, da? Sunteți senator, fost senator. Sunt fost senator, sigur, vreau să vă spun că nu exclud, din start vă spun că nu exclud o asemenea opțiune. Deci nu exclud ca persoană. Vedeți dumneavoastră, sunt un partid politic, coagularea unei echipe, ține de mai mulți factori, nu numai de voința personală a unui individ. Da, dar pe de altă parte, domnule Rușeț, asistăm și la o atitudine, nu doriți să vă faceți remarcat în momentul ăsta în ALDE. Ar fi incorrect să vin la dumneavoastră să spun doresc acest lucru sau acest lucru sau ce doresc până nu aș face clarificări în cadrul partidului. Noi, în momentul de față, suntem în situația când avem de făcut clarificări în cadrul partidului. Să știți că discuții tangențiale am purtat cu diferiți responsabili politici și cu domnul Dian Popescu și cu domnul Borcan, că cu toată lumea eu am purtat discuții tangențiale pe aceste teme ale echipelor care se vor face. Ați văzut că sunt și surprize la noi. Adică a venit domnul Iza ulterior după ce a făcut campanie PMP-ului. Sigur, dânsul are o experiență politică. El a mai trecut prin mai multe formațiuni politice, dar a venit acum, n-am discutat încă care este poziția și ce își dorește domnul Iza. Sigur, s-a făcut o declarație de presă de către cu președintele partidului din cursul zilei de astăzi, că nici domnul Iza nu s-a clarificat cu privire la această situație. Dar noi, vedeți dumneavoastră, vom dezbate până la finalul lunii. Am avut ca un target prima decadă a lunii septembrie să începem dezbaterea. Le-am început. Să știți că ce am avut noi la Țicleni, sigur, am discutat problemele noastre organizatorice, interne, ce trebuie să facem la fiecare comună, la fiecare organizație. Am discutat problemele de lege electorală, cum se împart mandatele, ce trebuie să obținem, cum ne organizăm la fiecare comună și oraș. Am discutat aceste aspecte. Sigur, nu am ajuns în profunzime să punem la nivelul comitetului județean situația în care să spun avem o listă de candidați sau avem propuneri. Nu am avut. De asemenea, în momentul de față, nici, dacă ați observați, nici n-am deschis un calendar al validării acestor propuneri. Pentru că, dacă am fi deschis un calendar, ar fi trebuit ca lucrurile să le punem într-o măsură cap la cap și să fim puși în situația de a veni, să spunem, cu o listă ca să descoperim în octombrie numai unor analize care se continuă, știți că în politică continuă analizele, să revizuim această listă. Bine. Cum am făcut alte partide. Pentru că, nu vă supărați, două partide mari, partidele din fața noastră, da, al doilea partid și al treilea și primul partid din județ, al doilea partid și-a anunțat chiar lista nominală, pozițiile. Ați observat ce a urmat după aceea în acel partid? Faptul că n-a existat o dezbatere, și părerea mea, că n-a existat o dezbatere înainte de a se face publică, în interiorul partidului, sau mai multe dezbateri înainte de a se face publică această listă, a dat naștere la ieșirea în plan public a unor responsabili politici sau a unor aleși locale a acelui partid care s-au declarat în dezacord cu acea listă. Cu acea listă, dar observați ce a împiedicat să facă lucrul ăsta și ce vă împiedică pe dumneavoastră să evitați aceste probleme? Pentru că noi, în momentul de față, repet, intern, lucrăm. Ce așteptați? Intern, așteptați persoane că, noi? Așteptați noi oameni? Așteptați oameni de la alte partide? Sigur, așteptăm să ne întâlnim echipa. Bine. Nu ascund un fapt că noi în momentul de față, dacă e să privim pe lista aleșilor locali, pentru că un partid când își pregătește alegerile parlamentare se bazează foarte mult și vă rog să mă credeți foarte mult pe activul de partid
care l-are ales în structurile locale. Consilii locale, primari, viceprimari, consilii județene. Noi suntem un partid care acoperim în momentul de față doar 37 de localități. Nu acoperim și restul de 33. Aveți o mare problemă. Și avem aici o mare problemă. Noi în momentul de față ne așteptăm și, sigur, așteptăm să găsim și soluții în cele 33 de localități, oportunități de oameni care poate sunt nemulțumiți de direcția în care au luat partidul pe care l-au susținut. Așteptăm acest lucru. Orice partid își dorește întăriri înainte de alegerile, de la alegerile parlamentare. Cum este adevărat? Orice cetățean care aderă la un partid și se implică activ în campania electorală pentru parlamentare, când discuți pe ei sau nu pe ei guvernarea, da, pentru că asta înseamnă la alegeri, pe ei să lăsăm la o parte chestiuni că guvern trebuie ca... Nu! În 2017 vom avea un guvern politic. Că vrea președintele Iohannis, că vrea, vom avea guvern politic. Ca să lăsăm de parte chestiunea aceasta. Sau nu e nevoie să vrea sau să nu vrea. Nu e nevoie să vrea sau să nu vrea. Vom avea un guvern politic. Da? Deci fiecare își dorește să guverneze, să preia guvernarea, să preia puterea. Orice membru de partid care se implică în această confruntare electorală își dorește ca în moment când partidul său ajunge la guvernare, fie prin atitudinea sa, fie prin dezbatere, să poată și el să, să se fie luat în seamă. Deci sub acest aspect îți asumi și posibilitatea unor eventuale facilități de a se ține cont de cuvântul tău în viitor, precum și anumite riscuri de a pierde alegerile de pe postura de militant politic și de a-ți asuma anumite riscuri, pentru că pierzătorul, ca în orice joc și în jocul politic, își asumă anumite riscuri. E face parte din viață. Da. Deci sub acest aspect vreau să spun că noi în momentul de față lucrăm. Că în interiorul partidului pot să existe puncte de vedere și există pe alocuri puncte de vedere divergente între responsabilii politici ai noștri de la nivelul județului. Vedeți, dumneavoastră, nu le dezbatem în plan public. Trebuie noi să ne edificăm care este cea mai bună ofertă, care este cel mai puternic argument din partea unuia sau altuia atunci când există o contradicție pe anumită temă. Spuneți-mi, domnule Rușeț, acceptați să fiți candidat de pe orice poziție sau doar discutăm, dacă sunteți sunt pus discuții, pe loc eligibil? Sunt discuții. Haideți să vă iau astfel. Cu dumneavoastră nu se poate lucra cum se lucrează cu un new entry în politică. Dumneavoastră sunteți fost președinte de partid, Partidul Democrat Liberal, sunteți fost senator, sunteți de foarte mulți ani în politică, ați jucat pe lângă cei mai importanți lideri politici, dumneavoastră știți cam cum e joaca asta. Nu puteți să fiți tratat ca un oarecare. Din acest punct de vedere vă întreb dacă vă înrolați într-o muncă din postura de candidat, indiferent de orice poziție, sau, așa cum am văzut că fac cei care au ceva experiență, zic, doamne, nu ne băgăm decât pe loc eligibil. Iar locurile eligibile sunt unul la senat, unul la deputați, unul la senat semi-eligibil. Da, în județul Gorj, bun, asta poate discutăm, dar cu privire la acest aspect, la întrebarea dumneavoastră. Dom'le, când intri în politică, trebuie să înțelegi că ai și opțiuni, ai și oportunități. Există situațiile în care oportunitățile pe care le ai nu sunt în aceeași direcție cu opțiunile la care unde vrei tu să ajungi. Și atunci cel mai important este jocul în echipă. Pentru că politica sau direcția politică nu o face o singură persoană, niciun partid. Dacă ar face o singură persoană într-un partid, am avea aspectul unei dictaturi. Acest lucru este inadmisibil într-o democrație. Și atunci, cel mai important este lucrul în echipă. Sub acest aspect, sigur, se discută. Și asta face orice partid. Și vă dau un exemplu dintr-un alt partid. Și sigur, nu se supără pe mine. Domnul Popeanga a făcut un pas pe PNL, anunțând de la început că se află pe o poziție neeligibilă, da? Bun, a anunțat, dar această poziție neeligibilă înseamnă
și alte variante post-electorale. Să știți ce acest aspect. Interesant. Da, da, pentru ce, că... Ce variante nu știu, să... nu știu. În discuțiile, exemplu, dați-mi un exemplu, în discuțiile interne ale partidelor există această situație în care cineva se aruncă în bătărie sau participă la o bătărie chiar dacă nu este candidat, dar în situația preluării guvernării, în situația preluării, sunt anumite poziții în executiv sau unde concentrate care sunt determinate, desigur, apartenența la și asumate de partidul care este și cu Marcel Romanescu, care preia guvernare. Deci, iată că toate partidele fac această chestie. Vedeți, asta, aici este un joc de echipă. Este un joc de echipă în care noi va trebui să evaluăm care este poziția pe care trebuie să o ocupe Ionescu, Popescu, Paralescu și N nume pot să dau. Paralescu le-am dat asta. Nu faceți legătură cu domnul profesor. Care este poziția care se ocupe în așa fel încât să maximizăm șansele listei, șansele partidului? Înțeles. Da, aveți dreptate. Cred că, eu îți vă spun o chestiune. Cred că o poziție, să spunem, ultima poziție de pe listă, vă dau un exemplu, pentru mine, ar dezavantaja atât partidul, deci, știți, pe ultima poziție ar fi un dezavantaj atât pentru partid, cât și pentru mine ca persoană. De ce pentru partid? Ar fi pentru partid un dezavantaj, pentru că toată lumea ar considera atunci cei care ar opta și ar fi simpatizant, să zicem, Rușeț, da? Nu știu cât s-or fi, zic, dom'le, dar de ce să votez? Pentru că Rușeț este doar un împingător. Rușeț doar un împingător și profitor este altul. Să știți că lucrurile acestea sunt gândite de electorat. A, e și Rușeț pe poziția 7. A, nu va ieși. Împingător pentru cel de pe poziția 1. Și dacă se întâmplă ca cel de pe poziția 1 să aibă și, să zicem, multe vulnerabilități, atunci este un deserviciu și pentru mine și pentru partid. Da. Pentru că partidul pierde pe de o parte, să spunem, oamenii care aveau anumită simpatie și care m-ar fi votat, da, sau ar fi votat partidul pentru, și nu e valabil pentru mine, e valabil pentru orice partid, membru de partid, pentru că partidele, ați observat că nu toți membrii lor cu notorietate, cu încredere, sunt candidați. Așa s-a observat acest lucru, da, de-a lungă. Dar îi țin și îi mențin în dezbaterile publice tocmai pe ideea că au anumite simpatii în electorat și aceste simpatii aduc voturi. Ori în condițiile în care ești ultimul pe listă, este posibilitatea ca cel care te a simpatizat să te renege, să se ducă, să fie dezamăgit de tine. Și atunci e preferabil să fii în joc, în afara listei, dar să fii acolo în dezbaterea și să spui, sunt aici. Cum sunt unii colegi care pot să nu-și asume riscul, să spun, am fost acolo, dar nu mai am treabă. Am tras câteva concluzii, să-mi spuneți dacă sunt și cele adevărate. Nu acceptați decât o poziție eligibilă, acceptați să ajutați foarte mult lista, dar... N-am spus acest că nu accept. Am spus că sunt discuții pe care trebuie să le putem împarti. Bine, sunt discuții. Acceptați discuții. Da, sigur. La discuții... Decât pe ultimul loc, mai bine în afara listei, să ajutați echipa. Dar, cu condiția ca după alegeri, în situația în care ALDE va ajunge la guvernare alături de un alt partid puternic, pentru că evident ALDE va poate, trebui ALDE, să ALDE nu poate ajunge, echipă, cu nu PSD-ul, poate ajunge la guvernare decât ca Vioara a doua într-o coaliție de guvernare. E clar, Vioara da, nu puteți fi. E clar. Dumneavoastră să fiți recompensat cu altceva. N-aș putea spune, aș putea spune că în momentul când participi la un proces de guvernare, și asta e un lucru extrem de important, vedeți dumneavoastră, se iau decizii politice. Ori, este foarte important să țină cont de experiență atunci când se iau aceste decizii. Chiar dacă nu, să țină cont în dezbaterea politică din interiorul partidului. Este extrem de important. Pentru că în partide, oamenii intră uneori pentru a satisface un ideal. Acela de a participa la un act de conducere, de a participa la un act de decizie, chiar dacă sau unor un interes.
Noi de obicei ne-am obișnuit interese există. Ca idealul să nu fie sinonim cu interesul, da? Nu, să știți că în politică există doar interese, mai puțin idealul. Sunt situații, bine, dacă luăm declarația numitului un politic, da, bine, strateg de stat, Henry Kissinger spunea că Statele Unite au numai interese. Deci, în tot ce înseamnă problemele globale, Statele Unite nu își exprimă solidaritatea, ci au numai interese. Este o chestiune logică în politică și atunci când pui în discuție interesul de stat. Dar, repet încă o dată, în momentul de față, la nivelul filialei, nu avem o discuție finalizată despre componența echipelor pe care le vom prezenta electoratului. Da. Bine, vă propun o scurtă pauză de publicitate, domnule Rușes, după care revenim în studio și continuăm această discuție. De departe, mi-ați dat așa răspunsuri foarte, cum ați dus așa pe Constanța, așa abia apoi am revenit la Târgu Jiu, dar ne-am obișnuit cu poziția dumneavoastră, sunteți un politician jucător. Ne-am obișnuit cu poziția dumneavoastră, e una bună, de multe ori câștigați din această atitudine. Da, asumă riscul și poți să pierd. Da, vă asumați riscul și puteți pierde. Revenind după publicitate și continuăm discuția în studio cu domnul Ion Rușeț.